Are 29 de ani și o pasiune cum rar întâlnești în rândul tinerilor. Tradiția și folclorul autentic. În loc să-și cheltuie banii în cluburi și călătorii, el preferă să investească în lada de zestre a bunicii. Faceți cunoștință astăzi cu Liviu Olteanu, un oltean cu pălărie și apucături strămoșești, care visează să readucă la viață satul de altădată. A transformat o casă strămoșească într-un adevărat muzeu în care a adunat peste 300 de costume tradiționale, dar tot atâtea povești de spus și nouă. Sunt Liviu Olteanu, am 29 de ani și iubesc cântecul și tradițiile noastre strămoșești. Am salvat această casă de la moarte, este o casă foarte veche, de pe la 1900. Dorința mea cea mare a fost să o transform în muzeu. Tot trecând m-a atras o casă, cea în care ne aflăm noi. A fost o atracție, nu o pot desluși nici acum, acea atracție care a fost atât de puternică, încât de fiecare dată îmi spuneam casa asta trebuie să fie a mea, parcă mă atrăgea ceva. Le-am spus părinților mei, prietenii mele, în care nimeni nu, lasă, e o casă bătrânească, ce ai putea să faci cu o casă bătrânească? Eu am văzut în acea casă ceva care să-mi aducă mie o liniștea și acea nevoie de a mă conecta cu pământul, cu oamenii simpli. La vârsta la care alții investesc în călătorii exotice și case luxoase, el a ales să investească în tradiție și în tot ce înseamnă ea. Liviu Olteanu are 29 de ani și nici o clipă n-a visat la străinătate. Ba, dimpotrivă, vrea să se întoarcă la talpa țării, la autentic. Îl găsim în comuna Cernătești, în Dolj, în locul în care a investit toți banii adunați în ultimii ani. Cu 7.000 de euro a cumpărat fosta prăvălie din sat, pe care visează să o transforme într-un muzeu popular. Și îmi place să mă refugiez.
la muzeu sunt pe cărările Oltenii și nu numai, căutând acea fărâmă de inedit pe care, din păcate, o găsesc din ce în ce mai rar. Dar știu că încă mai există. Și îmi place să bat din poartă în poartă la oameni, la bătrâni, să-i întreb cântece vechi bătrânești și cu ocazia aceasta îi întreb: ați mai păstrat ceva din vechiul port tradițional? Și dumnealor mă primesc în casele dumnealor și mai arată cei care mai au câte ceva, mi-arată lada de zestre și au fost clipe și momente în care m-au lăsat să-mi aleg eu ce mi-a plăcut. Și ți le-au dat? Și mi le-au dat, da, și foarte mult mi le-au dat benevol, să știți. Adică ți le-au dat gratis? Mi le-au dat gratis, da, da. Nu vom întâlni niciodată un costum că seamănă cu celălalt, pentru că bătrânele noastre le lucrau iarna la lumina lămpii, sau îmi spunea mama mea că bunica dumneai, străbunica dumneai, le lucra și la lumina lunii de afară, când era luna afară, pentru că n-aveau curent, stăteau în geam și lucrau cămășile, ciupegele cu mărgele. Pentru că am piese care nu se mai găsesc și sunt foarte rare. Trebuie să vă spun că am achiziționat de curând o astfel de piesă și am dat pe ea 1000 de euro. Am făcut o investiție, dar știu că este a mea acum. Și nu o spun ca pe o mândrie, o spun ca pe un lucru pentru care eu îmi dau sufletul, sunt atașat de fiecare piesă. Tot ce vedeți dumneavoastră aici și tot ce mă înconjoară, ele sunt o valoare. Mi-a atras atenția această piesă din colecția ta. O să te rog să mi-o descrii. Este un vâlnic cu tel sau betea, cum spuneau bătrânii noștri. Este pe bumbac, este argintată, da? Este suflată cu argint. Și vreau să vă spun că pe o asemenea piesă, bătrânii își vindeau o pereche de boi, pentru că nu prea se găsea acest fir gros. Este ca o sârmuliță, sârmuliță decorativă. Deci este una dintre cele mai valoroase piese din colecția ta etnografică. Da, are undeva la 105-110 ani și chiar nu exagerez când spun acest lucru. Sunt foarte multe simboluri aici. Dacă ne uităm cu atenție, vom observa coloana infinitului aici și linia vieții acolo jos. Arde focul în grecești și dogore în cernătești, mă, și lumină în Craiova până la mândruța mea, care m-am iubit cu ea din copilăria mea. Foarte frumos, o să te rog să mergem mai departe în colecția ta etnografică și să ne spui ce avem aici. De exemplu, uite, această piesă. Acolo avem o fustă veche pe catifea, cusută cu granate. Am și vestuța la ea, dar probabil mi-a furat-o mama, că îi place foarte mult. Le îmbrăcau la sărbătoare, la hora satului. A fost o modă a anilor 70-80 acest model, zăvelcile pe catifea cu granate. Dedesubt ce avem, Liviu? Aici avem o poală foarte veche, lucrată cu șabac, cu motive florale, cu trandafiraș, din zona Bărboi și, dacă vă uitați cu atenție, observați mii de mărgeluțe, mărgăritar, cusut de bătrânele noastre. Știe povestea din spatele fiecărui lucru, cât de vechi, cât de muncit, cât de purtat e. Știe că fiecare în parte are valoarea lui unică și poartă încă amprenta omului care l-a îmbrăcat odinioară. Am acest ilic care pentru mine are o poveste. Este ilicul unei muichițe de la mine din satul Busu, care din păcate nu mai este muichița mea și mi-a lăsat-o înainte să plece cu câteva luni de zile, mi-a spus să o păstrezi și să-ți aduci aminte de mine. Și credeți-mă că atunci când o iau în mână și simt mirosul bătrânei. Ce sentiment îți trezește? Este aici cu mine, este cu noi aici. Întotdeauna spunea că sunt băiatul dumneaei, n-a avut băieți. Eu am apărut în viața dumneaei mai târziu, a ținut foarte mult la mine și da, este aici cu mine, îi simt sufletul, m-a iubit foarte mult și eu am iubit-o foarte mult și iată, prin această vestuță
încă este în sufletul meu vie. Ia uitați, dacă le punem pe amândouă și de aici premisa că nu o să găsim niciodată două piese că seamănă una cu cealaltă, observați că ele diferă. Iar acolo sus avem o piesă foarte dragă sufletului meu, acea vestuță făcută din gogoșile viermilor de mătase. Oamenii creșteau viermi de mătase și acele gogoșile rezultate le decupau și le aplicau pe catifea. Acea vestuță, să știți, care are peste 100 de ani. Aceste costume tradiționale variază în funcție de vârstă, de anotimp, da? Aici avem o zăvelcă de lână pe care o purtau femeile bătrâne la hora satului cu trandafiri. Observați că ea este pe fond negru, este cusută cu fir de lâniță. Aici avem un costum de mireasă, este o cămașă. Din ce ani? Cu șabace, cred că are undeva la 90 de ani. Este cu paiete și foarte mult șabac. Acest șabac se lucra foarte greu. Este o cămașă din zona Gogoșu, peste deal de noi. Și aici continuă tot cu o zăvelcă, cu un vâlnic din lână, cu motive florale din același sat. Este un costum întregul care a fost de mireasă. Aici este un covor din zona Gorjului cu motive florale. Ce vechime au aceste covoare? Sunt peste 100 de ani, 90-100 de ani. Acesta este de la tanti Tincuța, de la o doamnă de la mine din sat. Covorul acesta cred că are undeva la 130-140 de ani. Este foarte vechi și este singurul care l-am cu aceste modele extraordinare. Pristolnicul, da? Pristolnicul care se punea pe colaci rituali, de aceea spun că este un covor extraordinar, foarte multe simboluri. Se întrețin destul de greu, însă apelez la trucurile băbești. Cum ar fi? Iarna, când este ger, dar cum nu mai este ger, le strâng frumos și le pun în congelator. Da, se face referire la gerul de afară când le scoteau bătrânile ca să omoare dăunătorii. Okay. Și vara? Și vara nu prea le scoatem vara pentru că lumina solară este foarte puternică și riscăm să le decoloreze. Liviu recunoaște că e diferit față de prietenii lui când vine vorba de pasiune. Cine în ziua de azi mai e interesat de vechiturile bunicii? Atunci când merg cu prietenii pe la petreceri, pe la paranghelie. Ce înseamnă petreceri pentru tine? Înseamnă horă, înseamnă sârbă sau înseamnă, de fapt, distracție în club? Să fiu sincer? Da. Înseamnă și discotecă, înseamnă și club, pentru că par eu așa cu costumele tradiționale, dar totuși sunt modern, să știți. Mai evadez cu prietenii și când mă întâlnesc cu ei, mai întreb, bunica ta nu mai are ceva care se poate să dea și mie. Au fost momente în care ați simțit că exagerează sau că investește prea mult în această pasiune? I-ați spus vreodată să se mai oprească? Da, recunosc că da, da. El totdeauna se orientează spre costumele, nu pot să zic că sunt urâte sau prost lucrate, pentru că toate sunt frumoase, dar se orientează spre lucrurile cele mai vechi și cele mai scumpe, valoroase, mai scumpe, corect. Și dar și ce ai zis? Da, totodată recunosc, am zis: "Fă-ți, cumpără-ți ceva pentru tine, pentru vârsta ta, pentru, uite, băieții de vârsta ta își cumpără mașini, își cumpără știu eu ce lucruri sau pleacă, se plimbă." Nu pot să zic că și el nu se plimbă, dar totuși investește cam toți bănuții care îi câștigă în costume populare. Și mai are ceva drag sufletului lui, muzica populară. Așa cum adună costumele, așa adună și cântecele vechi din zona Olteniei, pe care le cântă cu tot sufletul. Frunzuliță verde de mohor, de măicuța ne e tare dor, când ne vine dor de ea, de dor sună valea, unde-i maica să ne vadă acum? Când ne ajunge dor de ea, de dor sună valea, unde-i maica să ne vadă acum?
Departe-s, maică, departe, n-are cine să-mi puie parte. Departe, maică, departe, n-are cine să-mi puie parte. Muzica tradițională pentru mine reprezintă un balsam al sufletului, o alifie, cum spunea bunicul meu. Îți alin dorurile, pentru că toți avem doruri și avem poate uneori neîmpliniri, dar cu acel cântec ne ușurăm sufletul și gândurile. Ascult foarte multă muzică. Dacă s-ar putea, aș asculta numai muzica țăranului, aceea adevărată, pentru că nu mă regăsesc în totalitate în ceea ce se cântă astăzi. Vă mângâie sufletul fiul dumneavoastră atunci când vă cântă? Da, da, câteodată da, câteodată da. Sunt momente în care sunt anumite cântece care reflectă dorul de mamă. Ce vă spun vecinele? Da, sunt persoane, și vecini, și persoane care sunt și îl și apreciază. Sunt și persoane și mai puțin voitoare, să zic așa, dar în sufletul meu știu că pasiunea asta lui a dus-o la îndeplinire, ca să zic așa. Ce vă mai doriți pentru el? Mi-aș dori să-și facă o familie, să fie sănătos, mi-aș dori, înainte de toate mi-aș dori să fie sănătos și, nu știu, și să fie așa cum e el, adică eu sunt omul care vreau să îmi place realitatea, nu-mi place omul prefăcut, să știe, mama mea are o vorbă, să fii cu picioarele pe pământ, adică să nu îți iei nasul la purtare sau știu eu să uiți de unde ai plecat, practic. Liviu nu va uita sigur de unde a plecat. Mai mult, își dorește ca și alți tineri să-l urmeze, să mai dea o șansă țării în care s-au născut, să parieze pe tradiție, pentru că în viitorul apropiat ar putea fi cartea câștigătoare, într-o lume tot mai comercială și lipsită de valori. Dacă se mai strâng încă 2-3 tineri ca și mine care să achiziționeze astfel de case, cu siguranță vom readuce viața satului așa cum a fost odinioară.